Credința vie e doar una, credință moarte câte vrei, în iastă crucea și cu nuna pentru cum și întotdeauna. Doar una e credința vie și-a fodată celor sfinți, ca sfânt izvor de bucurie, ca legământ și mărturie, prin încercări și suferinți. Credința înseamnă încredințare, nu să fii religios, ci să crezi că Dumnezeul Mare a dat ca jertfă de iertare pe Fiul Său Iisus Hristos. Credința vie e legătura cu Dumnezeu nevăzut, să porți în tine a Lui făptură, apoi prin fapte și prin gură, să-L faci la alții cunoscut. Amin. Credința e aurul cel veșnic, ce se curăță în cuptor și viața ta va fi un sfernic, de lumina acum și veșnic, și apoi devii moștenitor. Aleluia. Credința fără fapte e moartă, e haina ce îmbracă mulți, ea e la modă și se poartă, dar nu-ți deschide a vieță poartă când de aici ai să te muți. Credința vie e o minune, coborâtă chiar de sus, nu-i forță mai pe sus în lume, dacă o preface în rugăciune, în numele iubit Iisus. Veniți să înălțăm cu bucurie steagul, în numele Aceluia ce ne-a salvat, căci toate biruințele oștirii prin El și pentru cinstea Lui s-au câștigat. Când Marea Roșie s-a deschis înainte, n-a fost așa că noi am fost eroi, că prin talazuri a făcut potecă dreaptă, pentru că Tu, Iisuse, Tu erai cu noi. Când Amalec cel crud a vrut să ne lovească, să ne împrăște în pustii la Refidim, un singur steag i-a fost destul să-L biruiască. Jehova, Dumnezeu, noi cu Tine biruim. La Ierihon, cetatea bine întărită, cu ziduri mari și porți de aramă grea, s-au răbușit, nu în fața noastră, ci în fața Ta, Iisuse, zidul se închina. La Gabaon, când soarele și luna, în valea Elonului, când s-a oprit pe vremea lui Iosua, nu mâna noastră a fost taina biruință, ci în mâna Ta, Iisuse, Tu ai luptat și ai biruit. Veniți să înălțăm cu bucurie steagul, biserica Te așteaptă ca să vii, să Te urmăm, Iisuse, înspre noi victorii, să Te slăvim în nesfârșite veșnicii, dar nu Te vinde pe gunoaie. Amăgit de jurăminte, viața ta e mult mai scumpă decât ciorbele de linte și nu-L vinde nici pe Domnul care te-a răscumpărat, căci în sângele Lui este prețul tău adevărat. Unge-ți ochii, frate, dragă, cu alifie, că de ei atârnă viața și întreaga-ți veșnicie. Eva a privit într-una fructul neîngăduit, dar a pierdut grădina păcii, harul cerului iubit. Dima a predicat Scriptura și mergea și în misiune, dar se uita și la vitrina cu păcatele nebune. Tot uitându-se la ele, azi un pic și mâine un pic, a pierdut cununa vieții pentru lucruri de nimic. Iar femeia elegantă, harnică a lui Lot soție, nu-și scăpase viața din Sodoma de urgie, căci în clipa cea nefastă, ochii s-au uitat înapoi și a rămas în stâlp de sare, înghețată într-un sloi. Iar pe Moise ca de pildă, cel ce prin credință și-a tențise ochii înspre răsplătire, se uită numai la Domnul și prin El s-a ridicat, fără să se teamă de mânia faraonului turbat. Iuda n-a vândut pe Iisus, Iuda s-a vândut pe sine, căci ispititorul vine cu argență și la tine și la mine. Iar când vezi că dea târcoale, strigă-i tare răspicat, eu sunt cumpărat de Iisus. Amin. Târgul este încheiat. Aleluia. Cu Dumnezeu în fiecare zi umblai nouă în lumea veche, ca doi prieteni pribegind pereche, dar într-o zi călătorind mereu, El a ajuns în cer cu Dumnezeu. Amin. Cu Dumnezeu în fiecare zi umbla în vremea Lui și nouă, și toți râdeau de El atunci în voie, dar n-au ajuns sub primul curcubeu, numai cei ce umblau cu Dumnezeu. Amin. Cu Dumnezeu în fiecare zi umbla și Moise pe pământ, niciun proroc ca El nu s-a găsit. Când viața sa El și-a sfârșit, ascuns a fost de Tatăl Sfânt, cu El petrece veșnicia. Cu Dumnezeu în fiecare zi umbla și Iov în încercarea Lui. El nicio vorbă n-a greșit împotriva celui Sfânt, rămas tare și curat, cu El petrece veșnicia. Cu Dumnezeu în fiecare zi chemat a fost și Samuel, de mic copil, în vremea aceea. El n-a lăsat niciun cuvânt să cadă în vremea aceea la pământ. A prorocit până la mormânt. Cu El petrece veșnicia. Amin. Cu Dumnezeu în fiecare zi umbla în Israel Ilie, îndeplinindu-și sfânta lui solie. În car de foc a fost răpit, ca un trofeu. Să umble și în cer cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu în fiecare zi umblăm și noi.
Așa. În lumea de țărână, pe pieptul lui ca și Ioan de mână, și tot așa călătorind mereu, ne vom trezi și noi în cer cu Dumnezeu. Domnul să ne ajute la toți. Amin. Amin.